județul Argeș are finanțate prin program operațional regional AXA 2, 3 contracte. Cele 3 drumuri turistice sunt finanțate de această AXA. În urma raportului intermediar de audit al Comisiei Europene s-a hotărât și, așa cum Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a anunțat prin comunicat, s-a hotărât suspendarea plăților pe AXA 2. Firește, e posibil să fie afectate și aceste 3 contracte. Spun 3, chiar dacă Dâmbovicioara, deci drumul de la Dâmbovicioara a fost terminată implementarea, există un ultim raport de rambursare trimis către Ministerul Dezvoltării. Deci mai avem de recuperat ultima tranșă din contract. Celelalte 2 drumuri sunt în implementare și sunt în diverse faze de rambursare. Să sperăm că este o măsură temporară, așa cum a anunțat Ministerul Dezvoltării, pentru 2 luni de zile. Încercăm, Consiliul Județean va încerca să susțină pe această perioadă să nu oprim finanțarea acestor proiecte, ceea ce ar însemna asistarea lucrărilor și amânarea acestora. Nu se știe cât.